românul nu mai are bani la saltea, nici nu mai îngrașă porcul în ajun. Îl cumpără din timp și îl lasă la țară până când se face tocmai bun pentru cârnat sau tobă. Sătui de produsele din magazine, orășenii au început să-și rezerve din timp câte un ghiță. Îl aleg de mic și lunar își iau angajamentul să le furnizeze hrana celor care îl țin în coteț. În felul acesta câștigă și țăranii, care nu mai sunt nevoiți să-și vândă alimentele prin intermediari. La ce s-au făcut? O crescut mare, o mai crescut decât unul la mine. Ca să-și rotunjească veniturile, familia Moldovan crește porci pentru cei de la oraș. Oamenii primesc lunar de la fiecare proprietar între 50 și 80 de lei pentru cereale. Ei sunt Loții și Șari. Sunt doi purcei care s-au născut în februarie, iar acum la maturitate au ajuns să cântărească 200, respectiv 210 kg. Doamna Lenuța i-a hrănit bine, așa că acum este foarte mândră de ei. Avem clienți vechi, dacă frecventează 2-3 ani la rând, apoi vine și zice, nu, vezi, bagă de seamă și ținem porcul că viu și la anul. Chiar dacă a prins drag de purcel pentru că îl știe de mic, proprietarul nu are de gând să-l cruțe. L-am văzut chiar mic, după aia în vară odată, e mare și frumos și sper să ne bucurăm de el de sărbători. La o să-l mânca sănătos. Și în comunele din satul mare, oamenii s-au învățat să crească porci pentru orășeni. Ăsta e al lui Gabi, celălalt e al lui Mihai. Cu ochelari de soare, abia venite de la o ședință, doamna Flavia a călcat astăzi în bătătură ca să vadă în ce a investit. E perfect. Bun de tăiat pe săptămâna viitoare. Afacerea este rentabilă pentru ambele părți. Dacă la magazin kilogramul de carne de porc costă de la 16 la 25 de lei, la țară îl poți negocia și cu 8 lei. În plus, cei care îți cresc grăsunul îți pot face contracost și bunătățile de Crăciun.